fericit că în fața dumneavoastră astăzi o să încerc să răspund la întrebările pe care Varga mi le-a lansat, considerând că sunt importante, și anume să vă ofer o perspectivă generală, pentru că apoi pe această bază să începem să vedem cum poate funcționa responsabilitatea socială. Nu mă pricep la responsabilitatea socială, nu este domeniul meu, sunt profesor de științe politice și implicat în viața asociativă din România și din Europa. Dar, pe de altă parte, nu pot fi indiferent față de ceea ce se întâmplă. În primul rând, o privire generală. Evident, trăim o epocă foarte dificilă, o epocă de schimbări, o epocă de transformări în care valorile pe care majoritatea dintre dumneavoastră le susține, sau părinților care le susține, sunt puse sub semnul întrebări. O formulă care încearcă să... Cristi, poți să-ți mai aproape? Poți să-ți mai aproape. Poți să încerc. Da? Mă intrigă că mă aud pe mine. Formula care e folosită de obicei pentru a explica ceea ce se întâmplă este iliberalism. Trăim într-o democrație iliberală sau unii își doresc să definească societatea în care trăim ca o societate iliberală. E o formulă pe care în 2014, la Tușnad, Victor Orban, primul ministru maghiar, a folosit-o pentru a defini situația din țara sa. Nu e o formulă nouă, în urmă cu 20 de ani, a fost lansat în Statele Unite ale Americii pentru a explica ceea ce se întâmplă în țări, precum Pakistan sau Bosnia, unde se câștigau alegerile de către partide politice care nu susțineau valori liberale. Ori astăzi liberalismul, nu ca formă politică, nu Partidul Național Liberal, ci societatea bazată pe valori liberale, așa cum a fost ea construită în ultimii 200-300 de ani, este pusă sub semnul întrebării. După alegerea lui Donald Trump în Statele Unite ale Americii, mulți se întreabă dacă nu cumva societatea se va schimba. Dacă liberalismul, cel pe baza căruia a construit democrația și capitalismul în ultimii 60 de ani, nu mai funcționează. Într-o asemenea situație, ne întrebăm ce e de făcut. Dispare sau nu dispare liberalismul? Sunt valorile liberale în fine, știe. Dacă vă uitați la dezbaterile televizate, nu din emisiunile românești, ci de cele din Statele Unite ale Americii sau din Occident, veți vedea că toată lumea este experimentată de pericolul populismului, de extremă și așa mai departe. Or, toate aceste pericole sunt ele reale? Și ce facem noi? Ce se va întâmpla cu economia? Ce se va întâmpla cu societatea? A luat-o lumea razna, ne-am întors în 1933, Adolf Hitler este la ușă, urmează să intre aici, să țină un discurs. Să știți că multe din discursurile care se aud astăzi seamănă cu cele din 1933 sau din anii 30. Situația pare să fie asemănătoare celei dinaintea celui de-al doilea război mondial. Pare, dar nu este. Ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii nu este reproductibil. Iar Donald Trump nu este America. Brexit-ul pe care îl spenuntă pe foarte mulți nu vorbește decât despre fricile pe care o societate precum cea engleză le cunoaște, dar nici pe departe despre un sentiment general. Faptul că 52% dintre englezi au căzut într-o capcană și au votat pentru Brexit nu înseamnă că toată lumea pe același lucru și nu înseamnă că aceștia refuză valorile liberale. De fapt, alegerile de tip american și cele și referendumul, alegerile într-un singur tur, duc în final la o confruntare de valori care poate fi foarte simplificată. Nu e cazul în Europa. Ați văzut că ni s-a anunțat că în Olanda vor urma alegeri fatale într-o țară care este, nu așa, una din țările faimoase ale liberalismului, dar nu avea cum să se întâmple așa. De multe ori presa exagerează. Sistemul electoral din Olanda nu făcea posibilă victoria extremiștilor. Ei n-au câștigat decât 13% din iar acei extremiști există, ei sunt o reacție normală într-o societate normală. Dacă vrem să eliminăm